Cam gata cu live-ul pe azi, Domnule Simion, ori... domnule Simion, domnule Simion, au zis da. că aveți de 18. De 18, este o dezinformare. Eu am cu mult mai mare decât impotenție din politica românească. De intenția la vot, mă refer. Da, da, stăm foarte bine, avem peste 50% în sondaje, dar lumea nu îndrăznește să spună. La alegeri o să avem peste 80%. V-ați ajuns să aveți și bodyguard? Bodyguard, da, da, este o necesitate din moment ce soția mea consideră, e geloasă și consideră că o apropiere prea mare de fanele aur iar cauza căzniciei, da, deci de aia. Sunteți împotriva cardului, preferați banii cash? Să luăm altfel. Citit invers, card înseamnă drac. Noi românii, cu tradiție, nu credem în această unealtă a diavolului, De aceea, ce în mână nu-i minciună. Dar nici cu cash nu stați prea bine, deși cheltuiți în neștire. Am, am prieteni care îmi plătesc ei cheltuielile. Și plata facturilor? Am prieteni. Și plata deplasărilor? Am prieteni. Și nevasta? A, nevasta a terminat acum facultatea de drept și s-a înscris la masteratul de stânga. Țineți postul Crăciunului? Ca orice bun român... Mă duc la biserică, postesc, nu bârfesc, nu înjur, nu vorbesc cu rât. George! Mai taci, împ*****tii! Mă scuzați, e, e o perioadă mai grea acum, s-au acumulat prea multe, mi se mărește și partidul, e normal. Regele Păcănelelor a plecat din aur. Da, a, a intrat Regele Păcănelelor și a ieșit pentru că primise o mână bună acolo la aparat. E intrase ultima prună și se va întoarce când va scoate bani mai mulți. Aur a devenit un partid de traseiști. Cum comentați? lăsați corupții din toate partidele să vină la mine. Partidul doamnei Șoșoacă, SOS, are 5% din intenția de la vot. Da, doamna Șoșoacă este, este frecventabilă. George, ce prești tu la Șoșoacă, ha? <coughs> Chiar acum spuneam și să știe toată țara Șoșoacă, doamna Șoșoacă, nici măcar nu e o doamnă, n-are rost să o votăm. Nu poți face alianță cu SOS. Partidul este cum este numele. E un SOS. Să vezi ce SOS îți dau eu ție, trei și spală vasele. Se pare că am rămas fără net. Dragi oameni, dragi cetățeni, rămâneți alături de noi.